Inspirați din documentarele americane sau din clipurile care circulă constant pe internet, iubitorii de senzații tari din Ploiești s-au gândit că este timpul ca freerun-ul să fie cunoscut și în orașul lor. Și chiar dacă uneori mișcările extreme pe care le fac presupun multă muncă și sacrificiu, freerunnerii ploieșteni spun că niciun efort nu este prea mare atunci când în ceea ce faci pui și un strop de pasiune. Pasiunea mea a început acum un an, când am văzut doi prieteni într-un parc și săreau. Și am zis că s-a părut interesant și am zis că vreau și eu să învăț. Și atunci a început toată pasiunea. Și acum ne strângem mai mulți copii, mergem în parcuri undeva unde să ne antrenăm. Cât timp vă antrenați pe săptămână? 2-3 ori pe săptămână. Practic acest sport de 3 ani, în jur de 3 ani. Sunt cel mai rebel, îmi place adrenalina și ei, prietenii mei, am ales să încercăm același sport, avem aceleași pasiuni, suntem ca o familie aici. Mai intervine și școala și alte lucruri, părinții. Dar noi încercăm să facem ceea ce ne place și să realizăm ceva prin sportul acesta. Părinții, prietenii, vă înțeleg? Da. De ce free run și nu fotbal? Am zis că e ceva mai special. Fotbalul îl practică aproape toată lumea și toți băieții mai mici se gândesc: mamă, uite-l pe tipul ăla de la fotbal, ce bine, vreau să ajung ca el. E, noi am încercat ceva mai special. Chiar dacă e mai greu, noi ne chinuim, ne ajutăm unii pe alții. Mișcările tinerilor sunt atât de dificile încât par desprinse dintr-un film SF. Dornici mereu de noi acrobații, ploieștenii experimentează în fiecare zi ceva nou și nu renunță la visul lor în ciuda accidentărilor pe care, ca orice sportiv, le suferă. Nu cred că o să mă opresc de dată, pentru că pasiunea este imensă. Poți face performanță? Ce înseamnă performanță într-un astfel de sport? Să mergem la anumite concursuri, de exemplu la Art of Motion, în dans la Red Bull BC One, unde se pot câștiga foarte mulți bani și sponsorizări și foarte multe chestii. Fac mai mult ca să mă recrez, pentru distracție, pentru că mă motivează și prietenii mei care îl fac. Și probabil mai târziu o competiție, dacă se poate.